zime, Florin. Mă păcălești tu, faci tu cum faci și tot mă păcălești. Tragute asta mai ales, hai să vedem. Zi, Florin. Zi. Alo? Combinație în latic de 0, da? N plus 1 latic de 1. Combinație N plus 2 latic de 2, da? Combinație N plus K. Sau 2N. N egal cu? Ah, să calculez cu suma asta. Aha, nu, nu știi răspunsul. Da. Ce sume știi tu până în clipa asta? De la combinări. Ce sume ai avea cunoscute de tine? Te-ai ocupat de câteva sume de la analiza combinatorică, așa cum... Da, m-am gândit la lucrare. Așa, cam care sunt acele pe care le știi tu? I-am făcut o șmecherie acolo, ca să ne apară combinatorii de combinatorii. Păi nu mă dau seama, dar există formula aceea de la combinare recursivă, dacă o ții minte tu. Combinația la decâte K, ai dat combinația la decâte K. A, păi, ce la combinările... Scalare. Da, dar ce combinări din N luate câte K egal cu combinări din N luate câte N minus K, da? Da. Așa. Însă, Florine, asta este mai clasică. Însă, suma coeficienților binomială, știi aceea, nu? Combinări din N luate câte zi? E 2 la N. Suma ălora de ordin par, de ălora din impar. Că e egal cu 2 la n minus 1, nu? Da. Pe urmă, din 2 în 2, din 4 în 4, sunt niște sume frumoase, interesante. Dar la asta... Combinând din luat 0 plus combinând din n plus 1 luat câte 1, dacă ar fi vreo legătură? Însă era aceea, mă, cu combinările... combinări de N luate câte K. Ia să vedem dacă mă amintesc, dar nu știu de acum. Combinările luate de K egal cu combinări de N plus 1 luate câte K minus 1 plus combinări de N plus 1 luate câte K. Cam așa ceva. Este o formulă, nu, dacă nu mă amintesc, dar dacă aș încerca să o... Să o găsesc, o găsim de undeva, de la x plus 1 la n și x plus 1 la n plus 1. De acolo trebuie văzut și coeficientul x dintr-o parte și din cealaltă. Și se descoperă chestia asta, da? Sunt 2n, cât sunt? 2n plus 1. Păi de ce sunt 2n plus 1? Păi de la 0 până la N. Sunt N plus 1 termen. E un număr de sus. 0, 1, 2, 3, N. Deci sunt N plus 1 termen. Așa. Cumva, n-ai încercat să vezi și desfășurat ce ar însemna? Adică 1 plus N plus 1 plus N plus 1 pe lângă N plus 2 supra 2, nu? Nu, cred că nu este aici rețeta. De la formula asta, nu știu dacă este corectă asta, să vedem dacă nu cumva avem o legătură.
Ia să văd pe asta dacă am scris-o bine, combinând, din luate câte K. Dacă este corectă. Cu cine este egal? Să vedem dacă e bună. Ar veni N factorial supra K factorial, pe lângă N minus K totul factorial. Dacă este egal, semn de întrebare, cu N plus 1 factorial supra K minus 1 factorial, pe lângă diferența N plus 1 minus K minus vine N plus 1 N minus K N minus K plus 2 parcă vine. Factorial, bine? Plus N plus 1 factorial supra K factorial pe lângă N plus 1 minus K, adică N minus K plus 1 factorial. Dacă este sau nu egală chestia asta, păi am putea simplifica pentru N factorial sus și un K minus 1 factorial jos și un N minus K factorial. Bine? Deci, printr-un N factorial nu este formula corectă. O fi minus între ele, nu mai mi-amintesc exact, dar sigur nu este corectă, pentru că... Aha. Este ușor de descoperit dacă insistăm acolo. Uite așa. Cred că este să încerc așa. Combinări de, ia să o zic, combinări de luate câte K egal cu combinări de N plus 1 luate câte K minus 1 minus combinări de N plus 1 luate câte K. Să văd dacă așa merge. Deci combinări de N plus 1 luate câte K minus 1 minus combinări, nu. Combinări de N plus 1 luate câte K. K minus 1 și K minus 1. Hai să zic la amândouă K minus 1. Deci combinări de N luate câte K egal combinări de N plus 1 luate câte K minus 1 plus combinări de N plus 1 luate câte K minus 1. Nu K minus 1, că ar fi o prostie. Ar face 0. Deci K minus 1 să fie același indice. Florine, iau că sunt obosit, sunt la 4:30, nu mi-am mai amintesc și pierd timpul acum. O găsești și încearcă pe baza acelei recurențe, legături de aceleași, să dai lui K valori sau lui N valori și să vezi dacă suma aceea lucrează. Să fie în partea stângă, în partea stângă să fie suma ta construită, iar în partea dreaptă, dându-l ca valori, să se reducă 2 câte 2, ca să poți găsi răspunsul din dreapta. Cam așa aș gândi. Deci răspunsul e combinat de ceva, nu de ceva, cred. Da, băi da, tocmai când dacă ei să-l reduce 2 câte 2, va răspunde, va fi un răspuns, mă rog, care urmează de acolo, din sumar. Deci, practic, suma ta ar fi așa. Sumă de la K egal cu 0 până la N, din combinări de N plus K, luate câte K. Nu? Sumă de, așa e suma ta construită. Sumă de la K egal cu 0 până la N, din combinări de N plus K, luate câte K. Ei, asta, termenul de subsumă, să-l surprinzi ca o diferență de două combinări. E recurența de care spuneam eu, da? Ca să se reducă pe urmă 2 câte 2 în partea dreaptă, locuind în termen de subsumă, da? Cum am spus eu, combinări de N la tine, K egal cu nu știu cine, acum N plus K, contorul, exact așa, în loc de N plus K, N este N plus K, și în loc de K, acela rămâne K, și atunci urmează să găsești ca o diferență de 2 termeni consecutiv. O să mai insist și eu la ea, dar acum... Din cauza sumei acelea, nu pot să răspund, da?
Bine, bine, Florin. La revedere, salut! Este o sumă cunoscută, dar acum, după pitici cu 4 ori, 2 ori și 2 ori, mă scapă suma aceea. Deci o știam foarte bine. Da, și nouă la dată, dar nu mi s-a demonstrat. Demonstrată și... trebuie să vezi, vezi ce să... Am uitat-o. No, asta se întâmplă. Tot timpul, ori de câte ori... vizezi pe memorie și nu ai legătură, poți să ai surpriza neplăcută să... nu poți da răspunsul. Asta e la matematică. Dar de unde vine chestia asta? Ia să vedem dacă... Poate ne... Chiar acum o demonstrăm, că veni vorba de... nevoia de a ști de unde să iei o formulă dacă nu ai cunoscut-o la un moment dat. Uite cum cred eu că... Clasa A10. Clasa A10. Nu știu dacă e algebra, cred că e algebra. Da. N-am să scriu acolo, o scriu aici. 1 plus x, totul la el, este egal cu cine? Egal cu combinări din latrice 0. Ori 1. Combinări din latrice 0 ori 1. La e. Așa. Plus combinări din latrice 1 ori x. Plus combinări din latrice 2 ori x pătrat. Plus combinări din latrice 3 ori x la a treia. Plus și mai departe, plus combinări din latrice n, ori x la n, da? Da. Asta când am ridicat pe 1 plus x totul la n. Dacă zic 1 plus x totul la puterea n plus 1, am să facă combinări de n plus 1 luate câte 0, plus combinări de n plus 1 luate câte 1 ori x, plus combinări de n plus 1 luate câte 2 ori x la a doua, plus sau mai departe, plus combinări de n plus 1 luate câte k, hai zic așa, k, da, ori x la k plus x la n, x la k. Da. Uite, la întâia, la a doua, la k, x la k. Plus puncte, puncte, plus combinări de n, n plus 1, luate câte n plus 1, da? Da. La puterea cât? X la puterea n plus 1. X la puterea n plus 1. Dar 1 plus x la n plus 1 mai poate fi surprins ca 1 plus x la n ori 1 plus x. Da. Deci, 1 plus x totul la n plus 1 îl putem surprinde ca fiind 1 plus x totul la n pe lângă 1 plus x. Yeah. 1 plus x totul la n este simplu. Este desfășurarea de sus. Da. Adică combinări din la câte 0, plus combinări din la câte 1 ori x, plus combinări din la câte 2, plus și mai departe, plus puncte, puncte, plus combinări de n la câte n, ori x la n. Pe lângă totul, pe lângă 1 plus x. 1 plus x. Și ca mai departe cu. Adică mulțim cu 1 toată asta și primul cu x, nu? Da. Și sigur aici se află și combinări de n luate câte k, ori x la k. Da. Se află, nu? Că din desfășurare de aici. 1 plus x totul la n are și combinări de n luate câte k, x la k. Cum am venit aici, combinări de n plus 1 la tretica, x la k. Da. Și atunci va fi egal mai departe. Hai să scriu sus. Deci, 1 plus x la puterea n plus 1 egal cu 1 plus x, să scriu în prim plan, 1 plus x, pe lângă combinări de n la tretica 0 plus combinări de n la tretica 1 ori x, da, plus combinări de n la tretica 2 ori x la a doua,
plus și mai departe, plus combinări de N la ticăte. N? N la ticăte K, să zic. Ori X la K. A. Plus și mai departe, plus combinări de N la ticăte. N ori X la N. Bine până aici, da? Da. Și egal mai departe cu. Egal cu dedesubt. Îl scriu 1 ori ăsta, face terminul de aici, nu? Da. Și urmă ori X. Deci vine combinări de N la ticăte 0. Plus combinări de N la ticăte 1 ori X. Plus combinări de N la ticăte 2 ori X la 2. Plus combinări de N la ticăte... Și așa mai departe, puncte, puncte. Combinări de N la ticăte K, X la K. Plus combinări de N luate câte N luate câte K plus 1 ori X la K plus 1. Plus mai departe plus combinări de N luate câte N ori X la N, da? Plus. Înmulțim cu X acum. X ori combinări de N luate câte 0 X plus combinări de N luate câte 1 X la 2. Plus și mai departe, combinări de N luate câte K ori X la K plus 1. Așa este, da? Da. Sau în față ar fi combinări de N luate câte K minus 1 ori X la K. De ce ori X la K? Pentru că acela a fost mai devreme la K minus 1 și mulțit cu X face K. La K. Plus puncte, puncte. Plus combinări de N la ticăte N, ori X la N plus 1. Era X la N și înmulțit cu X, X la N plus 1, da? Și egal cu. Hai să vedem coeficientul lui X la K. Deci, bine, combinări de N la ticăte 0, combinări de N la ticăte 0. Plus X, termen în X, e asta. Și mai este și asta în X. Adică vine combinări de N luate câte 0 plus combinări de N luate câte 1 tot ori X. E bine așa? Da. În X la a doua. Plus combinări de N luate câte 2 plus combinări de N luate câte 1 ori X la a doua. Da. Și așa mai departe, plus puncte, puncte. Hai să vedem care este coeficientul X la K. Coeficientul X la K este combinări de N luate câte K și adunat cu combinări de N luate câte K minus 1. Da. Plus X la K pe lângă combinări de N luate să scriu invers. Da. Combinări de N luate câte K plus combinări de N luate câte K minus 1 ori X la K. Și mai departe plus puncte, puncte. În sfârșit vine combinări de N luate câte N ori X la N minus N plus 1. Așa arată, da? Da. Deci 1 plus X la N plus 1. Să scriu și eu. 1 plus X la N plus 1. Arată așa. Dar 1 plus X în totul la N plus 1, dacă dezvoltăm deodată după binomul lui Newton, combinări de N plus 1 luate câte 0, plus combinări de N plus 1 luate câte 1 ori X, plus combinări de N plus 1 luate câte 2 ori X la a doua, plus și mai departe, plus puncte, puncte, plus combinări de N plus 1 luate câte K, ori X la K. Plus puncte, puncte, și mai departe, plus combinări de N plus 1 luate câte N plus 1, ori X la N plus 1. Ce observăm? Observăm că neapărat ca polinomul ăsta să fie identic cu ăsta, trebuie să fie coeficientul X la K din prima, să fie dat coeficientul X la K din a doua dezvoltare. Adică coeficientul X la K de aici, să fie dat coeficientul X la K de acolo. Ceea ce ar însemna că combinări de N plus 1 luate câte K, combinări de N plus 1 luate câte K, este egal cu combinări de N luate câte K, plus combinări de N luate câte K minus 1. Asta e relația pe care o căutam eu cu Florin mai devreme. Combinări de N plus 1 luate câte K egal cu combinări de N luate câte K plus combinări de N luate câte K minus 1. Că este adevărată relația asta, ne putem convinge.
Cum ne putem convinge? Te gândim factorial, să vedem dacă este așa. Din cât? N plus 1 factorial supra K factorial lângă N plus 1 minus K totul factorial egal cu? Egal cu N factorial N factorial supra K factorial lângă N minus K factorial plus N factorial supra K minus 1 factorial pe lângă n minus k plus 1 factorial. N minus k plus 1 tot factorial. Și apoi n minus k factorial. Deci împărțim factorialul de la n plus 1 cu totul se duce pe aici. Acum aici se duce aveam n minus k factorial se duce tot. E minus K factorial, factorial. Cu factorialul K minus 1 cu factorialul de la K. K minus 1 cu factorialul de la K. Și ne rămâne N plus 1. Nu? N plus 1 supra K. Pe lângă N minus K plus 1. Nu așa e? N minus K plus 1. Ar fi egal cu 1, da. Parcă așa, ca un factorial, nu, 1 supra K, care a rămas ca un da. K, K, pe lângă, nu mai rămâne, el minus K s-a terminat. Că el minus K, că n-a tăiat complet. Da, și rămâne el minus K plus 1 acolo. Deci, a, plus 1, plus da. 1 supra, el minus K, plus 1. Că este adevărat, n-am decât să aduc la aceeași metodă, egal mai departe cu e minus k plus 1. Plus k. Plus k. Totul supra. K pe lângă e minus k. K pe lângă e minus k. Plus 1. Rămâne n plus 1 supra. Exact. N plus 1 supra e k pe lângă e minus k plus 1. Exact cât am avut acolo. Deci asta era relația pe care am, după care am umblat. S-o scriu și eu. Dacă memoria nu m-a mai ajutat, a trebuit să muncesc un pic, să o demonstrez. Deci este relația. Combinări de N plus 1 luate câte K. Combinări de N plus 1 luate câte K. Egal cu combinări de N luate câte K. Da. Plus combinări de N luate câte K minus 1. Combinări de N luate câte K. K. Minus 1. E, aici putem duce unul din ăștia, doi în stânga. Și atunci apare că combinări de n luate câte k minus 1. Hai să zic cu asta. Combinări de n luate câte k. Deci combinări de n luate câte k, scrie cu asta și poate să aduc în stânga. Deci apare că combinări de n luate câte k ar fi egal cu combinări de n plus 1 luate câte k minus combinări de n luate câte k minus 1. Deci ar fi o primă relație. Sau? Sau combinări de n luate câte k minus 1. Sau combinări de n luate câte k minus 1. Plus combinări de n plus 1 luate câte k plus combinări de n luate câte k. Așa. Dacă o păstrăm pe asta, iată ce relație putem construi. Deci plecăm și o lăsăm de bază, combinări din luate câte K minus 1. Combinări de n plus 1 luate câte k minus combinări de luate câte k. Și facem o sumă după n unde n-ul ăsta să fie mai mare decât k.
Adică ne închipuim că ar fi indicele I aici. Da? I. I. Și I. Și atunci ar veni sumă de la I egal cu K. Deci se înceapă de la I egal cu K până la N. Din combinări de I luate câte K minus 1. Egal cu combinări de egal cu sumă din dreapta, sumă de la I egal cu K până la N, din combinări de I plus 1 luate câte K, minus combinări de I luate câte K. Deci, l-am locuit pe contorul N cu I. Și I-ul se înceapă de la K, pentru că n-are rost să zic combinări de 0 luate câte 3. Nu pot să poate. Deci, I-ul de la K trebuie să înceapă. Și atunci ce s-ar întâmpla? Când I-ul e egal cu K, voi avea combinări de K luate câte K minus 1 plus combinări de I-ul trece cu un pas mai în față. K, K plus 1 ar veni. K plus 1 luate câte K minus 1 plus combinări de K plus 2 luate câte K minus 1 plus combinări de K plus 3 luate câte K minus 1, că contorul merge numai după I. K rămâne constant aici tot timpul, da? Plus așa mai departe, plus puncte, puncte. Plus combinări de I-ul devine I-an, combinări de I-ul luate câte K minus 1, egal cu. În dreapta, când K-ul devine, când I-ul devine K, am combinări de cât? Dacă I-ul devine K. K plus 1 luate câte K, minus combinări de cine? K luate câte K. K luate câte K. Asta pentru K egal cu I, da? Da. Pentru I egal cu K, pardon. I egal cu K. Plus, alt echipaj. I-ul trece cu un pas mai în față. Adică I-ul devine K plus 1. Și atunci, K plus 2. K plus 2. Devine plus combinări de K plus 2 luate câte K minus combinări de K plus 1 luate câte K. Așa vine, da. Că stai cu un pas în față. Plus, asta când s-a întâmplat. Când I-ul a fost K plus 1. Plus. Plus. Echipa următoare este combinări de K plus 3 luate câte K minus combinări de K plus 2 luate câte K. Și plus, în sfârșit, puncte, puncte, în sfârșit, ultimul echipaj, când K-ul devine, când I-ul devine N, e combinări de cât? Combinări de N plus 1, că dacă I-ul devine N, da. N plus 1 luate câte K, minus combinări de N luate câte K. N luate câte K. Ce se sizăm? Combinări de K plus 2 luate câte K. Nu, combinări de K plus 1 luate câte K cu minus. E minus combinări de K plus 1 luate câte K și combinări de K plus 1 luate câte K. Ăștia doi se reduc. Da. Pe urmă, combinări de K plus 2 luate câte K e cu plus și aici e cu minus. Da. Rămâne asta. Minus combinări de K luate câte K. Și a rămas ăsta la început cu minus, rămâne ăsta de la sfârșit cu plus din echipă. Da. Că ăsta de aici va duce cu ăla din față. Sigur că ăsta de aici se duce cu cine urmează pe aici. Da. Deci, suma asta este egal cu combinări de N plus 1 luate câte K minus combinări de K luate câte K, care este 1. Da? Și iată că avem suma următoare. Combinări de K luate câte K minus 1. Am găsit o relație interesantă, nu? Combinări de K
luate câte K minus 1. Plus combinări de K plus 1, luate câte K minus 1. Plus combinări de K plus 2, luate câte K minus 1. Plus numai departe, plus puncte, puncte, combinări de M luate câte K minus 1. Este egal cu combinări de M plus 1, luate câte K minus 1. Aceasta ar fi o sumă pe care am găsit-o în clipa de față. Pe 1 îl pot duce în stânga. E minus 1 și-l duc în stânga, minus 1 aici. Și în loc de 1 acela pot să spun combinări de K minus 1 luate câte K minus 1. Că am păstrat tendința contorului da. Jos care crește. K minus 1, da. K, K plus 1, K plus 2, K plus până la N. Și aici e K minus 1 constant. Și combinarea de K minus 1 la decât K minus 1 e 1. Da. Deci îl ștergem pe 1 de aici. Și avem prima sumă pe care am descoperit-o. Combinarea de K minus 1 la decât K minus 1 plus combinarea de K la decât K minus 1 plus. Deci ăsta de sus rămâne același tot timpul. Iar ăsta de jos crește necetat. Și hai să mergem cu K egal cu, cu 10 și N egal cu 100. Și atunci ar urma o primă particularizare. Ar urma ce? Combinări de 9 luate câte 9 plus combinări de 10 luate câte 9 plus combinări de 11 luate câte 9 plus combinări de 12 luate câte 9 plus ce mai departe plus puncte puncte plus combinări de 100 combinări de 100 luate câte 9 egal cu combinări de 101 luate câte 100 luate câte K câte 10. Asta e. Iată identitatea asta. Să se arate identitatea asta. Combinări de 9 luate câte 9. Că luate un caz particular. Da. De suma asta de aici este una destul de interesantă și găsim pe negreșiții și sumele astea. Combinări de 9 luate câte 9, plus combinări de 10 luate câte 9, combinări de 11 luate câte 9, combinări de 12 luate câte 9 și mai departe, combinări de 100 luate câte 9, face combinări de 101 luate câte 10. Sigur, în general, dacă e N aici, e N plus 1, se vede foarte bine că poți să fixezi așa și să găsești valoarea sumei. Asta în variantă de aici. Da. Într-o altă variantă, unde am sumat, după cine am sumat aici, după contorul de jos, acum o să sumăm după contorul de sus, K-ul. Și atunci apare o altă sumă. Poate fi o sumă și dublă și după K și după N. Și atunci cred că este suma pe care o cerut-o Florin. Da, Florin, bănesc că urmărește exercițiul ăsta. Deci asta a fost recurența aceea, legătura aceea. Combinări de N luate câte combinări de N plus 1 luate câte K egal combinări de N luate câte K plus combinări de N luate câte K minus 1. Când se scoate unul din cei doi termeni, deci unul din cei doi, ori ăsta, ori celălalt, ca să apară o diferență. Și suma, diferența aceea, sumez fie după N, cum am făcut aici, fie după K, în K în partea cealaltă. Și ai sume interesante, care, mă rog, una din ele, asta este o sumă, unde se particularizează fie el și cau și găsești diverse identități pe care nu le poți descoperi. Da. Adică dacă te prinzi că este asta aplicația celea de acolo. Așa, dacă vrei să muncești la asta așa direct, n-ai nicio șansă. Sigur că se poate face, repet, fel de fel de exerciții de astea. Da, Florin ne-a provocat. Când noi mai aminteam, formula aceea. Nu ne mai aminteam. Asta e. Dar singura soluție este asta, ca să pui mâna pe creier dacă ești la tablă sau
pe stilou fix ce având și să încerc să demonstrez formula respectivă. Eu tocmai vreau să-ți prezint, să discutam despre ce ai făcut tu. Și mă, Florin, ne-a stricat jocul. Eu propun să facem exercițiul tău, pentru că e posibil să fi greșit undeva. A apărut o contradicție, adică într-o situație de aceea, când delta egal cu 0... Delta egal cu 0, produsul mi-a dat negativ și suma pozitivă. Păi, produsul numai pozitiv poți să dea, când delta e 0, numai pozitiv, pentru că nu există varianta să fac pozitiv produsul negativ. Deci știi că x1 egal cu x2, nu? Da. Și mulțită cele două, acea valoare prin ea însăși, nu poți să obții o valoare negativă. Dacă e negativă, minus ori minus face plus. Dacă e pozitivă, deci plus. Deci numai pozitivă, o diferență. Ori că ești la ordinea numerelor pe axă. Ceva nu e clar. Vedem. Hai să vedem. Ia chiar și treci la tablă. Să mai înțeleg și tu că eu am obosit de când tot trag la partea numai, deci ne ajunge. Să iau să scriu mai întâi ecuația care era. Da, o scrie acolo și aștept un pic să susuce tabla, te-ai văzut ce sunt. O scrie în partea aceea de sus. Șterg și eu un pic mai ușor. Și chiar la care le-ai imprimat. Da. Vorbește, te rog. 2m minus 1 ori x la a doua minus 4m minus 3 ori x Thank you.
trebuie să stau lângă tine ca să se audă, ca vede. Da. Să audă nimic. Da. Da, tocmai mi-am dat seama unde am greșit. Ți-ai dat seama, da? Da. Da. Aici nu știu de ce. Adică, momentan îți dau seama. Semnul de la... 4 e împătrat minus 1. Deci minus 16 plus 4. Și cât îți dă? Dă 13 minus 24 m. Așa. Că eu aici, deci chiar în momentul atunci să nu greșesc, am dat am luat cu minus. Vezi, și la minus 4 și mi-a luat 5. 5 minus 24 m. Deci ai zis minus 4 acolo, da? Și 9 minus 4. Da. Și plus 4. Și de aceea e 13, da? Da. Produsul ce supra, adică 2 m plus 1. Da. Supra 2 m plus 1. Minus b supra e 4 m minus 3. Supra 2 m minus 1. Acum semnul produsului. Da. Avem M. M plus 1. Păi 3 sferturi, da. Față de jumătate, 3 sferturi de măr ai vrea să mănânci decât o jumătate, nu? Da, place. Corect. Așa, dăm 0 aici negativ. Da. Aici pare 0, pozitiv, negativ, pozitiv. Da. Și apoi să facem semnul pe tot. Da. Deci, să facem tabela vertical, nu? Da. Facem. Ștergem aici. Haideți să concentrăm undeva e suma, punem dedesubt produsul și delta. Da. Semnul lui delta. Nu l-ai făcut delta. Nu l-ai făcut. Nu l-am făcut delta. Păi, hai să zicem așa. Suma e făcută. Punem produsul de desubt. Și aici e minus 1 pe 2. Punem pe aici undeva. Minus 1 pe 2. Și 0. Și 1 pe 2. 2 bară. Așa. Copii-o. Plus
și pune dedesubt și semnul lui delta, ca să îl... și pe urmă șterge în dreapta. Hai să șterge un tretin. Cât e, sem, ai 13 minus 24. Cam... Nu 24, 13 pe 24. 13 pe 24. Dreapta pe 13 pe 24. Cam cât este? Vezi, aici e problema. Unde îl plasezi pe 13 pe 24? Cum ai de gând să-l compar? Cu cine trebuie să-l compar? Cu minus 1 pe 2, nu. 3 pe 4 și 1 pe 2. Da. Deci, să vezi dacă îl pui dincolo de 1 pe 2 și în fața lui 3 pe 4. Deci dacă 1 pe 2... 4, 1 pe 2 și 3 pe 4. Aduc la același punct. Sigur că da. Hai, 12 cu 6 și avem 13 cu 24 care ar fi, numitorul nu ai nicio problemă, care ar fi ordinea numerelor ăstora? 12 pe 13 pe 18. Așa zicem, 12 pe 24. Adică 1 pe 2 mai mic. Deci 1 pe 2 mai mic. Scriu. Da? 1 pe 2, 2 mai mic decât 13 pe 24. Da. 4 care este mai mic decât 3 pe 4. 3 pe 4. Acum ai aflat. Că îl plasez între 13, între 1 pe 2 și minus 1 pe 2. Nu, între 1 pe, și 3 pe 4. Și 3 pe 4, da, fi. Deci pe acolo. Mergi jos și... Așa. Două valoare. Dăm 0 și va fi plus. Așa. Plus și pe 1 minus. Minus. De acord. Și acum facem tabelul acela pe verticală și să vedem discuția. Produs, sumă, două acele coloane verticale. Așa, după avem... Duce una orizontală. Deci deplasez ca să fie linia dreaptă, da? Dacă stai într-un loc, deci duci așa. Da. Și aici tu o să pui discuții. Da. Aici va fi discuție, nu? Și acum iebul de la minus infinit la plus infinit. La plus infinit. Pui în ordine valorile de aici. Mai întâi minus 1 pe 2. Apoi mai jos un pic. 1 pe 2. 13 pe 24. 3 pe 3. Așa. Și încadrezi fiecare valoare. Adică pui linie deasupra și dedesubt fiecare valoare. Simbolul nu mai încadrezi, da? Da. Și semnul. Avem delta e la 13 pe 24, este 0. Da. Până acolo este plus. Plus, da. Apoi avem produsul. Este de la minus 1 pe 2 la 1 pe 2. Minus 1 pe 2 este 0, la 1 pe 2 este egală. Avem plus, minus, suma de la 1
pe 2 la 3 pe 4. Se dă pară 3 pe 4 0. Plus minus plus. Avem la minus infinit, delta este pozitiv. Deci de la minus infinit până la minus 1 pe 2, așa. Da. În zona asta, da. Până la minus 1 pe 2, delta este pozitiv. Delta este pozitiv. Atunci avem x1 și x2 aparțin numerelor reale și distincte. Și produsul este pozitiv. Atunci ambele sunt negative sau ambele sunt pozitive. Da. Dar fiindcă suma este pozitivă, ambele trebuie să fie pozitive. Da. Minus 1 pe 2. Delta este pozitiv. Deci avem x1 și x2 aparțin numerelor reale.